Să trecem și la partea dedicată echipei de vânzări. Vă vom arăta alături de colegul meu, Sergiu. Colegul meu, Sergiu, vă vom arăta câteva inovații și modul în care anume clienții pot interacționa în acest magazin. Primul lucru pe care îl veți vedea este o aplicație dedicată clienților. Pentru prima dată nu ne vom mai folosi de broșuri, pliante sau pur și simplu foi de hârtie pe care să notăm ce avem de discutat. Vom folosi niște mese interactive pe care, cu ajutorul cărora, sperăm să convingem clienții mai ușor despre modul în care își pot construi ofertele. Știți că este foarte greu când ai mai multe servicii și caracteristicile sunt foarte complicate. O astfel de masă ajută foarte mult la vizualizarea și concretizarea ofertei respective. O să începem cu Sergiu, pe care îl rog pentru început să îmi propună câteva modele de terminale. Sergiu, să vedem la ce s-a gândit. Deci, în momentul de față, avem patru modele de terminale propuse. Pentru fiecare model de terminal puteți vedea caracteristicile sale. Puteți vedea de asemenea culorile disponibile în magazin și, ca să vă faceți o imagine mai clară, culoarea se schimbă și pe ecran. Telefoanele, pozele acelor telefoane sunt în mărime naturală, ca să vă faceți o idee foarte clară și despre dimensiunea lor și, evident, puteți face comparații între ele. Pornind de la telefoane, haideți să alegem și un serviciu. Să alegem un serviciu de voce. Sergiu, ce ne poți propune? Să vedem câteva servicii. Aici avem două servicii, fiecare cu caracteristicile sale. Ce anume sunt incluse în servicii? Sincer, mie mi se pare că mi se potrivește mai bine abonamentul Kangur 16. Și ar trebui să alegem și din cele patru telefoane, cred, că aș merge pe un Samsung Galaxy A3. Sergiu, te rog frumos acum să ne creezi o ofertă, să vedem cum anume, ce înseamnă combinația celor două servicii, telefon și serviciu. După cum observați, în partea de sus se afișează instant prețul terminalului în funcție de tipul de serviciu ales. Aveți și o parte din caracteristicile telefonului, pot fi detaliate, iar în partea de jos aveți un total de plată lunar, cât înseamnă plata pentru serviciul respectiv și cât anume trebuie plătit pentru terminal în momentul în care tranzacția se încheie. Cred că m-ar interesa totuși niște servicii suplimentare, Sergiu. Poate o asigurare pentru telefon, să nu fiu nevoit să ajung la Orange Care. Și te-aș ruga să-mi recomanzi o aplicație pentru entertainment. Da. Orange TV Go și poate Deezer, pentru că îmi place să ascult muzică. Dacă vă uitați din nou în partea de jos, totalul se schimbă în timp real. Asta ajută clienții să-și facă o imagine mai clară asupra costurilor și controlul lor. Pentru că până în momentul de față sunt mulțumit de partea de servicii de voce, mi-aș dori să văd și o ofertă de servicii TV. Să încercăm un pachet Word. Mulțumesc, Sergiu.
pot alege perioada contractuală, toate caracteristicile pachetelor, serviciilor și terminalelor sunt incluse în aplicațiile instalate pe aceste mese interactive, dar pentru că am nevoie de mai mult timp de gândire, te-aș ruga să mi-o trimiți pe mail. Da? Deci, pentru cei care au nevoie de un interval de timp mai mare pentru a lua o decizie, oferta se păstrează și poate fi trimisă pe mail, tocmai pentru a o putea consulta ulterior. Mulțumesc frumos, Sergiu!